De astăzi ne aflăm deja sub auspiciile unei conjuncții între Venus și Pluton în zodia Capricorn, prima conjuncție dintr-o serie de trei, care vor avea loc în perioada următoare și care vor aduce transformări profunde în viața noastră. Trebuie să avem grijă la tentațiile financiare și sentimentale, să evităm cheltuielile și atracțiile incontrolabile. Este o zi încărcată de pasiune și erotism, iar aspectul se întinde pe întreg weekendul. Berbecii pot primi o ofertă profesională tentantă, însă s-ar putea să nu fie ceea ce pare la prima vedere și ar trebui să nu se grăbească să acționeze. În cuplu se poate pune problema oficializării relației, iar cei singuri s-ar putea să fie atrași de persoane cunoscute într-un cadru oficial, dar nu este indicat să dea curs unei idile. Taurii se pot apropia foarte mult de partener astăzi și pot ajunge la viziuni comune de viitor. Cei singuri ar putea profita de acest context pentru a-și contura profilul partenerului ideal. Pot fi atrași de o persoană de altă naționalitate, însă nu ar trebui să se avânte în noi relații. Gemenii trăiesc pasiunea la cote înalte în cuplu, însă dacă sunt singuri, ar trebui să evite aventurile sentimentale, relațiile secrete și atracțiile orbești. Se pot naște obsesii greu de controlat. De asemenea, sunt de evitat acțiunile financiare riscante. Racii pot profita de această zi pentru a alunga monotonia din cuplu și pentru a se reconecta la partener. Cei singuri sunt sfătuiți de astăzi să stea departe de o nouă relație, indiferent cât de puternică este atracția față de o persoană. Pentru lei, configurația astrologică a zilei poate aduce o ofertă de muncă, o negociere profesională, însă dacă apare ceva prea frumos să fie adevărat, s-ar putea ca asta să fie de fapt realitatea, de aceea nu ar trebui să se grăbească în luarea unei decizii. Fecioarele au nevoie de mai multă profunzime și implicare în relația sentimentală și pot lucra la consolidarea temeliei. Celor singuri li se recomandă să evite flirturile și ideile pentru că se pot îndrăgosti de persoana greșită. Balanțele pot face niște cheltuieli pentru casă sau pentru cei dragi și trebuie să aibă grijă să nu exagereze sau să se lase păcăliți. Unii nativi pot trece prin crize emoționale profunde și se pot refugia în sânul familiei. Scorpionii se bucură de o mare putere de convingere asupra celorlalți și pot obține ceea ce își doresc fără să depună nici măcar cel mai mic efort. Este o zi foarte bună pentru negocieri, dar trebuie să evite manipulările pentru că se pot întoarce împotriva lor. Săgetătorii sunt sfătuiți să aibă grijă la cheltuieli și la acțiunile financiare pentru că limita între a câștiga bani și a pierde bani este foarte fină. Se pot activa o serie de frici financiare, însă pot primi și bonusuri sau pot face bani grație abilităților lor. Capricornii se bucură de un magnetism aparte și se pot face ușor plăcuți de cei din jur. Dacă au deja o relație, pot trăi intens această zi, însă dacă sunt singuri, sunt sfătuiți să evite pe cât posibil o nouă cucerire. Pot avea parte de deziluzii ulterioare. Vărsătorii pot avea parte de reîntoarcerea unei persoane din trecut sau pot trăi un sentiment de deja vu. Sunt de evitat atracțiile față de persoanele indisponibile emoțional sau relațiile ascunse. În cuplu se pot purta discuții pe teme delicate și inconfortabile. Peștii pot fi atrași de o persoană din anturaj și bine ar fi să nu amestece prietenia cu iubirea și nici să facă promisiuni pentru că nu se vor ține de ele. Pe de altă parte, nu ar trebui să se bucure în avans de reușita unui proiect și nici să investească prea mulți bani în acesta. Atât pentru astăzi, noi ne revedem și mâine!